Povestește-ne, cum e Bergorica? Nu a stat foarte mult, pentru că a avut o discuție cu domnul Becaleș. Cu celălalt antrenor. Da, un super om. Dar zim un lucru, Bergodi se supunea la Gigi? Da, sincer. Sincer, niciodată nu l-am văzut pe Mache. Noi vorbim aici de omul de... Încredere, de pe bancă, care se făcea, da. Niciodată nu l-am văzut pe Mache să ducă la domnul Bergodi să-i spună ceva. Să-i dea telefonul? Telefonul sau ceva. Sincer. Niciodată? Vă spun sincer. Uh-huh. Asta 7-8 etape. Bun, dar cât ai stat? Nu l-am văzut niciodată. Să-i dea telefonul? Nu l-am văzut. Adică după sincer, părerea ta, ca să vorbim cu așa... Odată s-a întâmplat, i-a spus, cred, că și-a dorit Nea Gigi un jucător și nu l-a băgat. Și în momentul ăsta s-a rupt tot. A, și nu l-a băgat Bergodi, a? Nu. Și s-a rupt tot. Deci n-a fost slujitor Bergodi, din ce știi tu? Nu, din ce știu eu, nu. Uh-huh. Acum. Păi de-aia a fost dat și afară. Cum? De-aia a fost dat și afară, că nu a dat baterie la telefon, n-a răspuns. Că eram acolo.